Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la știrea cea bună. În această ocazie avem privilegiul să fie împreună cu noi un speaker tânăr, un antreprenor tânăr și un life coach foarte tânăr. Este vorba despre domnul Răzvan Dincă. Bună seara, Răzvan, bine ai venit în studioul nostru. Bună seara, Cornel, sunt onorat să fiu la tine în emisiune. Îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația. În urmă cu ceva vreme ne-am mai văzut la o emisiune în care împreună cu doi prieteni ai prezentat un proiect. Și atunci mi-am dat seama că ești o forță, Răzvan. Te știam, dar nu atât de bine. Cum ai început viața asta de speaker, de antreprenor, de life coach? Wow! În primul rând aș vrea să știi că sunt extrem de onorat să fiu la tine în emisiune, pentru că am simțit intenția ta frumoasă, intenția ta pură, ca mesajele de care oamenii au nevoie să ajungă la ei, și mă la relația pe care o ai cu băiețelul tău care e aici în sală, cumva mă inspiri într-un fel sau altul ca la un moment dat să am acea relație, și știu că oamenii cu intenții frumoase creează lucruri frumoase. Nu știu cum a apărut, cred că de când eram mic să știi că a apărut. Aveam, nu știu, probabil 3, 4, 5 ani și mă vizualizam vorbind în fața oamenilor. Mă vizualizam înconjurat de, nu știu, zeci de mii de oameni, mă vizualizam fiind un tânăr de succes, deși sunt născut în Zimnicea, e un oraș pe care îl iubesc cu toată inima mea, e un oraș care acum are, nu știu, probabil 8-9.000 de locuitori, eu sunt născut exact pe ultima stradă a orașului, este cel mai sudic oraș al țării, eu sunt născut pe ultima stradă din cel mai sudic oraș al țării, care era neasfaltată, dar... Și n-avea ceva, cum să spun, am trăit într-un mediu de antreprenori. Părinții mei sunt oameni unați, tatăl meu a murit când aveam 15 ani, era lucra în bancă, iar mama lucra și inginer la fabrica de țevi. În schimb, am simțit de mic că eram diferit. Visam extrem de mult, visam să vorbesc în fața oamenilor, visam să călătoresc, visam să am business-uri de succes, visam să aduc prin ceea ce fac servicii și produse de calitate oamenilor. Și știi că în momentul în care spui ceva și o sămânță aici, universul cumva lucrează astfel încât lucrurile să devină realitate. Răzvan, vreau să prezentăm câteva frânturi din viața ta, din declarațiile tale, și apoi ne întoarcem în direct. Rog pe colegii mei să ne ofere aceste materiale. În acest moment, dragi prieteni, veți vedea puțin din activitatea lui Răzvan. Eu sunt speaker internațional. În principiu, similar cu tine, ajut oamenii să conecteze puternic de ei. Sunt și reprezentant al unei companii de travel, dar în principiu iubesc să aduc valoare în viața oamenilor. Pentru mine, cartea înseamnă cunoaștere. În momentul în care un scriitor dă ceva din sufletul lui și pune energia lui pentru a impacta cumva viețile cititorilor, iar undeva la 19 ani m-am conectat de cărți și de industria dezvoltării personale și din fiecare carte preiau un mesaj. Iar în momentul în care m-am conectat cu cartea, m-am conectat cu el, mi-am dat seama că nu e vorba doar de o carte frumoasă, nu e vorba doar de un mesaj, e vorba de o strategie. Este realmente această carte este un algoritm spiritual în care să poți înțelege realmente ce ți se întâmplă în viață. Pentru că nu putem controla ce ni se întâmplă, dar putem controla la modul cum reacționăm la ceea ce ni se întâmplă. El vorbește despre ce înseamnă să înlocuiești suferința cu recunoștință. Ce înseamnă să înlocuiești lupta cu acceptarea, că suntem coordonați de o anumită forță. Și mesajul ăsta simțeam că trebuie să ajungă la milioane și milioane și milioane de oameni în toată România și în toată lumea. Bring the light to this continent. Bring the light all around the world, guys. And with this energy, we'll all tell stories about paradise. Paradise is not there we will imagine it to be. You don't need to die to go in paradise. Paradise can be here. But I cannot create it alone. The leaders cannot create it alone. World Ventures cannot create it alone. But together with this energy, we can all create it for ourselves, for our family, for our friends, for our company, for all the people we have around the world. God bless you all. Go out there, live your amazing lives, become the light that the company needs, become the light that this world needs, and I will see you all at the biggest event we ever had in Europe, View from the Edge, London, 2017. I love you all.
Iată-ne de un direct, o frântură din activitatea ta, Răzvan. Câți oameni erau acolo când le-ai spus că să mergi în paradis nu înseamnă să te omori? Era undeva între 4.000 și 5.000 de oameni. 4.000 și 5.000 de oameni. Da. O te contrazic un pic cu fraza acolo, ai zis că uneori poate să fie paradisul aici pe pământ. E totuși frumos în excursiile voastre, dar poate că nu ar putea fi chiar aici pe pământ. Da, simt că, știi, paradisul în primul rând nu trebuie să fie într-o anumită locație, deși am călătorit în cele mai frumoase locuri ale planetei. Paradisul este de fapt în noi, în interiorul nostru, și paradisul ține de trăirile pe care le avem, de templul pe care le avem în interiorul nostru. Dacă în interiorul nostru trăim în frică, în temeri, în frustrări... În timp ce vorbești, mi-am adus aminte de un psalm pe care unul dintre autorii biblici îl scrie și care spune așa: pe cine am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni altul decât în tine. Deci această frază nu prea face deosebire mai între pământ și cer, atâta vreme cât în sufletul tău ăla e pe Dumnezeu. Poate tu asta vrei să exact sublinezi. Exact, asta vreau să transmit. Iar tu prin cuvinte traduci mai bine ceea ce simt. Răzvan, deci din Zimnicea, de pe ultima stradă, cea mai sudică, ai ajuns să vorbești la mii de oameni, să ai o companie la care lucrezi. Cum se numește această companie? Nu știu ce, dar n-am simțit să vorbesc despre compania mea. Bine. Adică n-aș vrea ca ăsta să fie mesajul pe care vreau să-l transmitem în emisiune. Corect. Era doar o introducere. Da, mulțumesc mult. Nicio problemă. E o companie foarte frumoasă pe care o apreciez. Nu este compania mea, e o companie pe care o reprezint. Noi astăzi vorbim despre adevăratele valori ale vieții. Da. Printre care, probabil cea mai de preț, este iubirea. Da. Ce este iubirea, Răzvan? Wow! Ce este iubirea? Știi, am întâlnit de multe culturi în toată lumea și văd că oamenii percep diferit iubirea. Dacă luăm oameni de pe stradă și întreb ce înțelegi tu prin iubire, majoritatea vor spune înțeleg suport, înțeleg apreciere, înțeleg trăiri, înțeleg siguranță, înțeleg... Și îmi dau seama că fiecare dintre noi percepem iubirea în mod diferit. Pentru mine iubirea este tot. Iubirea este divinitate. Iubirea este cel mai frumos sentiment care ne-a fost dat nouă oamenilor. Iubirea este iertare. Iubirea este nirvana. Iubirea este acea stare în care pur și simplu parcă tot universul conspiră ca tu să-ți poți împlini misiunea, ca poți să te poți bucura de acel paradis de care vorbeam mai devreme. Iubirea înseamnă noi. Pentru mine. Răzvan, haideți să departajăm câteva domenii în care iubirea acționează, dacă ești de acord. Da. Cu ce domeniu vrei să începem? Hai să începem cu un domeniu care, apropo, legat de întrebarea pe care mi-ai pus-o inițial, cum a apărut ideea asta de speaker și de antreprenor. Aș vrea să vorbim cu iubirea de țară, de România. Iubirea de țară, de România. Da. Cred că nu e întâmplător că m-am născut în România și mi-aduc aminte că de când eram mic simțeam așa cumva o conexiune, eram fascinat de istoria noastră, eram fascinat de istoria dacilor. Pe cine apreciai ca personaj? Tot timpul am fost conectat de personajele ca Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și așa mai departe, chiar Burebista, oameni care, cum să spun, și-au dedicat viața pentru patria asta, au fost tare chiar să-și dea viața, știi, sacrificiu suprem, să-ți poți da viața pentru iubirea de țară, și cumva tot timpul am căutat astfel de modele și am simțit că acum, raportat la vremurile în care trăim, cred că România are nevoie de astfel de oameni. Asta nu înseamnă că trebuie să mori pentru țară, nu despre asta este vorba, dar să ai o iubire atât de puternică în sufletul tău, încât să poți... Să nu-ți fie rușine să spui că ești român, nu? Să nu-ți fie rușine să spui că ești român. Și mi-am aminte, la un moment dat aveam 14-15 ani, cred, mă uitam la televizor și era o campanie extrem de puternică împotriva României, în presa din Franța, Italia, în care eram făcuți o țară de hoți, de violatori, de prostituate și de criminali, și mi-am luat aminte că m-a impactat de puternic, eram un copil, dar am simțit o energie de puternică în mine și am zis, nu, România nu e o țară de hoți și de violatori. O să demonstrez lucrul ăsta că poate să fie și altfel. Da, și simțeam România o țară de oameni minunați, de oameni iubitori, de antreprenori, de oameni de sportivi care au făcut atât de mare performanță, cum sunt Hagi, Nadia Comăneci, Ilie Năstase, de oameni atât de luminați în artă, în cultură, în matematică, în atât de multe lucruri, și îmi doream cumva să
pot contribui ca România să fie văzută altfel în afară. Și mi-am dat seama, nu știam exact ce voi face, dar mi-am dat seama că prin antreprenoriat pot face asta și prin a vorbi oamenilor despre asta, putem realmente schimba imaginea României. La evenimentul ăla pe care l-ai văzut mai devreme cu... știu că pentru unii e un pic ciudat, pentru care aveți atât de mulți oameni aprinzând lumini, poate fi un pic sperietor, e o sectă, ce se întâmplă acolo, nu e o sectă. Am, exact câteva minute înainte transmisesem un mesaj, cred puternic, pe care am simțit să transmit oamenilor, în sensul că eram la un eveniment în Budapesta. Și în momentul în care liderii mei au aflat că sunt la un eveniment în Budapesta ca speaker, cumva au avut un sentiment de mândrie. Wow, ce le arătăm ungurilor despre cât de bun suntem noi prin mine. Și am zis, wow, nu, ăsta e mesajul pe care vreau să-l transmit. Și i-am ridicat pe toți în picioare și am ridicat prietenii mei din Ungaria și am vorbit despre ura asta care este de multe sute de ani între Ungaria și România și ne-am spus că... Nu, nici nu contează de unde a pornit până la urmă. Suntem oameni și trebuie să învățăm să ne iertăm și i-am ridicat în picioare pe cei din Ungaria și le-am spus că numele unei țări întregi vă iert pentru tot ce ați făcut către români. Eu personal îmi cer iertare ca român pentru ce am făcut către voi și îmi doresc foarte mult ca țările noastre să unească, să ne putem iubi, să ne putem aprecia. Și către român, către liderii mei, erau peste 1000 de români acolo, către prietenii mei, dar le-am spus, aș vrea dacă încă mă mai iubiți, să mergeți la pauză la oameni din Ungaria, să vă duceți la ei, să-i cunoașteți, să-i iubiți și să unim țările noastre frumoase. A fost un efect extraordinar. Da, am simțit realmente o energie de frumoasă, de iubire, apropo de iubire. Uite, hai să spun o taină. Săptămâna trecută s-a lansat primul număr pe 2017 al revistei Legal Point. Pe coperta acestei reviste se află o echipă de alpiniști, unul se numește Zsolt Török și unul se numește Vlad Căpușan. Wow! Deci un maghiar și un român au călcat pentru prima dată pe piscurile neexplorate ale Himalayei, ale unor vârfuri. Și imaginează-ți că relația este atât de strânsă încât fiecare își abandonează viața în mâna celuilalt. Când ai o echipă de alpiniști, mi s-a părut senzațională această conexiune care nu ține cont de ești tu maghiar, eu sunt român. Exact. Și mi se pare extraordinar ce ai spus. Barierele noastre umane pe care noi ni le punem. Preluăm din generație în generație moșteniri, care moștenirile pot fi frustrări, frici, temeri, răzbunări și astfel de lucruri și din păcate s-au transmis în atât de multe generații încât oamenii nici măcar nu știu oare de ce ne urâm noi între noi. Iar generația asta ce legătură are cu hortismul de acum 70-80 de ani? Adică... Sau cu Dracula și, mă rog, Vlad Țepeș și Matei Corvin, care a vărul lui și la altă. Nici nu mai contează ce s-a întâmplat. Important este să învățăm să ne iertăm, să ne acceptăm ca oameni. În momentul în care înveți să iubești oamenii și o să vorbim și despre asta, realizez că nu contează din ce oraș vin, din ce țară vin, din ce companie vin. Suntem, în primul rând, oameni, suntem parte a creației. Doamne, da. Tine simt că pot vorbi ore și despre... Nu, nicio problemă. Da. Te rog. Pe politicienii consideri patrioți astăzi? Ești foarte optimist. Da, cum să nu. Da? Da. Știi... Am văzut ce... să te ispitez puțin, recunosc. Da. La un moment dat am fost implicat în politică, eram în liceu, un pic am cuchetat cu politica și într-adevăr, în momentul în care am mers acolo, am simțit că nu sunt valorile pe care vreau eu neapărat să le reprezint și m-am retras din mediul respectiv. După care, țin minte, am citit o carte a lui Dale Carnegie, care se numește Calea Succesului, cred că în română, How to Win Friends and Influence People, și acolo vorbește despre faptul că un om ca să înflorească nu trebuie să-l tai de la rădăcină. Un om ca să înflorească are nevoie de dragoste și nu spun că nu sunt lucruri de îmbunătățit în tot ce înseamnă politica din România, dar nu cred că suntem nici mai rău decât alții. Cred că cu siguranță sunt multe greșeli care se fac și cu siguranță putem îmbunătăți foarte multe lucruri, dar și politicienii noștri cred că au nevoie de dragoste. Cel mai ușor mod pentru noi este să judecăm și în momentul în care lucrurile nu sunt ordine în viața noastră, că nu sunt regulă în interiorul nostru, noi, ca oameni, am fost programați să căutăm scuze în exteriorul nostru. Politica nu e de vină, politica e de vină, țara e de vină, mama e de vină, tata e de vină, compania e de vină. Niciodată eu. Niciodată eu. Și în momentul în care externalizezi cauzele, întotdeauna vei exploda tot aceleași frustrări, aceleași lucruri, aceleași circumstanțe. În momentul în care începi să iei responsabilitatea asupra ta și în momentul în care spui nu, nu că e vina mea, că nu e vorba de vină, dar și eu am o responsabilitate pentru că și eu fac parte din țara asta. Fiecare dintre noi putem contribui
la creșterea acestei țări. Eu cred în politica din România, cred în oamenii care sunt acolo, cu siguranță. Totul ține de intenție, Cornel. Și oamenii ăștia, în momentul în care ajutăm să conecteze de intenția lor și în momentul în care reușim să conectăm această iubire frumoasă de țară, astfel încât să fie o trezire națională... Îți plac cântecele patriotice? Oh, nu, plâng. Da? Plâng la cântecele. Am avut un eveniment acum, în toamnă, undeva 2500 de oameni la sala polivalentă și am simțit să ies pe scenă să cânt imnul României. Mă mișcă puternic. Și simt că urmează un val frumos în România. Vin și foarte mulți tineri, în același timp și cei care sunt în vârstă și sunt consacrații pot susține pe cei tineri și cred că dacă s-ar face o unire și am înțelege cu toții că suntem în aceeași barcă, cu toții ne dorim să creștem țara asta frumoasă, cu toții sunt convins că orice politician din România, în adâncul sufletului lui, chiar dacă știu că sunt și oameni care au intrat în zona politică pentru interese proprii și într-un fel ok, fiecare avem nevoile noastre, nu e ceva rău în asta, dar dacă pe lângă în a ne împlini nevoile proprii punem un pic de dragoste și mai contribuim și pentru dragostea de țară, wow, putem crea lucruri magice împreună. Ce frumos le spui. Da. Dacă ar fi să facem un pas mai departe, în afară de iubirea de țară, care crezi că ar mai fi un domeniu în care trebuie să ne manifestăm iubirea? Cred că iubirea pentru a crește. Iubirea de creștere. Foarte important ce spui. Da. Foarte important ce spui. Noi am fost educați, mai ales noi cei din generația 40-50, cum mă refer la mine, nu la tine, tu ești mult mai tânăr, și așa. Dom'le, ai ajuns, ai făcut o școală, ei, acum, dom'le, stai și tu și te lălăi că ai făcut o școală și totul este bine și nu mai trebuie să te îmbunătățești nimic și... De unde e optica asta? De unde este optica asta? Spune-mi, ce faci pentru tine? Anthony Robbins, care este unul din oamenii care mă inspiră fabulos, e de departe speakerul și life coach-ul care impactează cel mai mulți oameni la nivel mondial și spune că în momentul în care crești, când, în momentul în care nu mai crești, mori. Sunt 6 nevoi umane și nu se intru foarte mult în detalii, dar una dintre cele mai importante nevoi umane este nevoia de a crește, nevoia de a ne dezvolta, nevoia de a deveni cea mai bună versiune a noastră. Cred cu siguranță că nu am venit pe pământ doar ca să introducem ceva pe căile respiratorii, să introducem prin sistemul digestiv, să scoatem din altă parte, să avem o casă bună și o mașină bună. Pentru că fericirea nu vine din aceste obiecte. Oamenii confundă satisfacția cu fericirea. Toate aceste lucruri materiale ne dau satisfacție, nu ne dau niciodată fericire. Am prieteni multimiliardari și ne uităm în România. O mare parte din miliardarii lumii, dacă te uiți unul care dau un interviu, se vede pe fața lor că nu sunt fericiți. Pentru că fericirea nu vine din posesiunile pe care le ai. Adevărata fericire vine din ultimele două nevoi care sunt nevoi ale spiritului nostru și care ne fac cu adevărat fericiți. Pentru că noi nu trăim fericirea decât prin spirit. Nevoia de a crește și nevoia de a contribui. Dar ca să contribui, trebuie să dai ceva din interiorul tău. Și atunci, ca să dai ceva din interiorul tău, trebuie să crești. Eu am avut norocul ca la... Mă uitam mai devreme în materialele pe care le-ai pus cu mine. Spuneam că la 19 ani m-am conectat de dezvoltarea personală. Citam și până la 19 ani, dar citam, mi-am aminte o carte fabuloasă care m-a impactat când eram mai mic, era Spartacus. Și de atunci iubeam, știu, oameni care au contribuit peste puterea, peste ei. Adică și-au pus nevoile altora și înaintea nevoilor lor. Și la 19 ani am început să mă conectez într-adevăr de dezvoltare persoană. Un prieten bun al meu mi-a pus o carte a lui Sir Richard Branson, care este unul dintre mari antreprenori ai lumii, este unul dintre oamenii care l-am și cunoscut live și vorbește despre compania lui ca și o familie mare. Iar ulterior, citind atât de multe cărți, John Maxwell, Anthony Robbins, Robert Kiyosaki și așa mai departe, realmente mi s-a deschis mintea într-un mod în care nu puteam imagina. Din acel tânăr din Zimnicea, de 19 ani, când am mutat în București, eram student la ASE și apreciez enorm de mult oamenii de la ASE, aveam doar 100 de euro, în jur de 500 de lei, toți banii mei pentru o lună de la bunicii de pensie. Locuiam în Ferentari, mergeam și spălam haine la sora mea care locuia în Iancului, în București și făceam drumul ăsta o dată pe săptămână. Dar vezi, toate cărțile astea mi-au deschis mintea, mi-am dat seama că e ceva mai mult decât ce vedeam eu cu ochii de atunci. Și ușor, ușor am început să atrag în viața mea. Înainte de a lua un minut de publicitate, te rog, mi-am avut în minte un psalm. Unul dintre psalmii Bibliei spune că Asaf se numește psalmistul, că pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Da. Este foarte interesantă această declarație, absolut genială. Chiar așa să fie? O să vedem răspunsul după un minut de publicitate. Vorbim despre apartamente. Vorbim despre acasă.
Nu vorbim despre oțel, beton, cărămidă sau fier. Vorbim despre visuri împlinite și planuri de viitor. Nu vorbim despre blocuri, alei sau drumuri. Vorbim despre comunitate, despre viața pe care o aducem acestui oraș. Alege să faci parte din locul în care scriem viitorul pentru copiii noștri. Alege să le oferi copiilor tăi șansa de a-și transforma în realitate visurile, pentru că doar acasă visurile prind viață. Când o să fiu mare, vreau să mă fac doctor. Când o să fiu mare, o să vreau să mă fac coafeză. Când o să fiu mare, vreau să fiu doctoriță. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu polițist. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu pompier. Când o să fac mare, o să mă fac profesor. Alege să faci din comunitățile Maurer Imobiliare acasă, iar visurile copiilor tăi vor deveni realitate. Investește azi în viitorul lor. Maurer Imobiliare. Constructorii de visuri. Iată-ne din nou în direct împreună cu Răzvan Dincă, speaker, coach life, antreprenor. Răzvan, vorbeam despre dragostea de a crește, iubirea de a crește, de a crește în cunoștință, de a crește la cea mai bună versiune a ta. Lucrul ăsta se realizează prin educație continuă, nu poți să te oprești niciodată. Așa este. Eu o văd ca pe un duș. Asta e exemplul care îmi vine în minte. Știi, nu poți să te speli odată și să te aștepți să te țină săptămâni întregi. Trebuie să faci duș în fiecare zi. La fel sunt și consecințele dezvoltării personale. În momentul în care începi să crești, devine ca un... văd mintea realmente ca un mușchi. Cu cât o dezvolți mai mult, cu atât poate da mai mult organismul. Cu atât poți face, cu atât poți ridica mai multe greutăți. Ai știut engleză de mic? Nu! No? Mi-aduc aminte, am învățat engleză de la desene animate. Când aveam, nu știu, 7-8 ani, a apărut televiziunea ulterior în Zimnicea, Cartoon Network, și mi-aduc aminte că mă uitam la desene animate și pur și simplu cumva am început să vorbesc engleză, doar uitând numai desene animate. Extraordinar. No. Iar ulterior, eu nu puteam să... Apropo și cu public speaking, aveam o teamă atât de mare de a vorbi în fața oamenilor, cu atât mai mult în limba engleză. Nu pari. Acum, da. Acum am vorbit destul. Deci n-ai fost întotdeauna așa, cu curaj, cu... Nu, te tremurau picioarele puțin când ieșai în public. Cred că sunt unul dintre persoanele pe care le cunoști care au avut cele mai multe frici pe care ți le poți imagina. Mi-era teamă de întuneric. Mi-aduc aminte bunicii mei, bunicul meu, care, mă rog, nu mai printre noi, dar e printre noi spiritual, venea și mă lua de la școală în fiecare seară, pentru că mi-era realmente teamă de întuneric, mi-era teamă să vin acasă, mi-era teamă de spații închise, mi-era teamă uneori de oameni, mi-era teamă de câine, am fost mușcat de un câine, mi-era teamă de înălțime, ca să-ți dai seama, una dintre cele mai frici ale mele era frica de înălțime, la modul dacă mă uitam de la etajul 1 în jos, îmi tremurau picioarele, iar la un moment dat, mă rog, o persoană specială din viața mea, m-am dus la aeroport, la Clinceni, la băieții de acolo și m-am aruncat realmente la 3000 de metri cu parașuta. Doamne, în momentul în care încep să sparge aceste... Știi cum văd fricile? Eu nu percep frica acum ca pe frică. O văd pur și simplu ca pe un test, astfel încât să merităm să ne se întâmple anumite lucruri. În momentul în care ți înfrângi frica, o, Doamne, și ce... Și te confrunți cu ea, și practic. Te confrunți. Și de la... păi angel, nu te-ai temut? De pe genul. De șerpi. Oh, de șerpi, da. Dar știi, nu mai văd frica, nu mai văd confruntarea cu frica. La început mă luptam cu ea și am zis, frică, tu ești dușmanul meu, vin și mă lupt cu tine. Acum sunt într-o etapă în care nici măcar nu mai văd, e, cum să spun, e ca un partener de dans. Am învățat să o accept, am învățat să înțeleg că e parte din mine, e parte din noi ca oameni. Este normal, în primul rând, să avem frici. Noi, din păcate, societatea ne-a programat să ne închidem în noi și majoritatea oamenilor, când spun că sunt stresați, spun, de ce ești? Sunt stresat, de ce? Pentru că e frică în interior. E întotdeauna, dacă urmărești sursa stresului, întotdeauna este o frică. Dar oamenii, mai ales oamenii puternici, nu o să vină să spună, mi-e frică de ceva. Și atunci spun, nu, sunt stresat. Dar în momentul în care realizez că frica este normală, este umană, face parte din noi, atunci începi realmente să dansezi într-un vals. Ok, ești și cu mine. Și crești. Și crești. Că despre asta este vorba. Exact. Și în momentul în care o accepti și dansezi cu ea, ușor, ușor ea devine un partener frumos de dans. Până în momentul în care dispare, se transformă într-o... Prima donă. Într-o prima donă. Da. Alt domeniu al iubirii. Care ți se pare important? Vreau să vorbesc despre business un pic. Iubirea de abundență. Iubirea de abundență, iubirea de bani. Știi, am foarte mulți și fiind
sunt conectat de oameni în toate domeniile de activitate, am foarte mulți prieteni care sunt conectați de zona de business și observ cumva tot că mediul, poate un pic și oamenii care reprezintă diferite religii ale lumii, nu știu dacă neapărat sunt intenționați, dar fac oamenii să creadă că este ceva rău în a trăi în abundență. Și dacă mă uit la, nu știu, mari luminați ai lumii, nu știu, Osho, Buddha și așa mai departe, chiar Iisus, cu care am chiar simt o conexiune specială, gândește că Iisus era în Israel, right? Și în Israel era tâmplar. Am fost în Israel mai multe ori, nu prea cresc prea mulți lemni. Nu cresc prea multe lemne în Israel. Ca să fii tâmplar în vremea respectivă însemna fabulos, ține minte de poveștile cu Solomon când a adus lemne din... Și oamenii cumva cred că avea bani ceva rău. Și asta e una dintre cele mai mari ghidaje greșite pe care le dă societatea. Banii nu transformă în ceva mai mult decât ce în interiorul tău. Nu banii sunt rădăcina tuturor relilor, ci iubirea de bani. Iubirea de bani. Și vezi modul cum interpretezi banii, pentru că tot e o percepție. Dacă vorbim, cum vorbeam mai devreme, de iubire, oamenii percep diferit iubirea, la fel și cu banii. Și dacă ne uităm și în zona cinematografică, în momentul în care te uiți la oameni care au bani, ce fel de oameni au bani? Mafioții, criminalii, hoții, oameni care înșală și așa mai departe. E, dar câți oameni sunt pe lumea asta? Rockefeller, unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, Bill Gates, are fundații și fundații și fundații în care realmente... A murit Rockefeller, nu? Cum? Rockefeller a murit de mult timp. Dar sunt atât de mulți oameni luminați ai lumii și oameni bogați care realmente au impactat lumea prin banii pe care i-au donat. Banii nu transformă în ceva mai mult decât ce ești în interiorul tău. Iar dacă interiorul tău este hoție, este invidie... Poți să furi și orice apă, nu neapărat o apă. Exact. Dar dacă în interiorul tău este iubire, este dorința de a ajuta oameni, este dorința de a contribui, cu cât ai mai mulți bani, cu atât poți face mai multe lucruri frumoase. E adevărat, însă ai și mai multă responsabilitate. În Biblie există doi oameni care se dau ca exemplu, ca fiind oameni bogați, unul se numește Avram, unul se numește Iov. Mm. Acești doi oameni sunt lăudați pentru credința lor, pentru atitudinile lor în societate. Pe de altă parte, însă, Iisus vorbește foarte des despre bani, foarte des. De aceea, cred că trebuie să avem mare grijă cum ne raportăm noi. Asta e tot. Asta este toată situația. Exact asta simt și eu. Și știi, important este foarte important și cum faci bani respectivi. Pentru că tu ești pregătit să faci banii cu orice scrupule, adică să încalci... Fără scrupule, fără, da? Fără scrupule. Îmi cer scuze, nu vreau oamenii să creadă că vorbesc ciudat, dar vorbesc foarte mult în limba engleză și sunt destul de mult plecat din țară și acum încerc să găsesc cuvintele potrivite. Vorbești foarte bine, stai liniștit. Ideea e că dacă ești în stare să calci pe cadavre pentru a face bani, există o karmă pe lumea asta și în universul ăsta ceea ce dai, aia primești. Dar dacă... vrei să atragi abundență în viața ta, aducând servicii de calitate oamenilor, îmbunătățind viața lor sau aducând produse de calitate oamenilor, făcându-le viața mai frumoasă, nu este nimic rău în a avea bani și vezi, abundența e ceva frumos. Da, cred că în momentul în care te conectezi spiritual, n-ai nevoie de bani, că universul are grijă de noi. Dar în același timp, pentru oameni în general, cred că cu cât ești într-o situație mai bună financiară, cu atât poți să faci proiecte mai bune, exact. Poți să sprijini mai mulți oameni și așa mai departe. Poți face mai multe lucruri. Pentru tine personal, îmi doresc să atragi o abundență fantastică, pentru că știu că e o misiune frumoasă și ca oamenii, mi-a venit acum, pe moment, știi, ca oamenii să asculte mesajele frumoase pe care tu ai nevoie să le dai, e nevoie de o întreagă infrastructură, iar pentru această infrastructură ai nevoie de bani. Noi ne bucurăm de baza pe care o avem aici, la 7 TV. Știm că sunt oameni care se uită la noi, oameni care încep să ne susțină sufletește. Cred că vor fi și oameni care vor dori să își facă reclamă la noi, vor dori să aibă un contact direct cu noi și mă bucur de lucrul acesta. Am apărut de puțin timp, dar cuvintele tale mă încurajează. Cred în tine. Îți mulțumesc. Pentru că țin intenția și e una frumoasă și pur. Și știu cumva că universul e acum, încă suntem astăzi? În 12 iulie. 12 iulie 2017. Vreau să dau o viziune. 12 iulie 2018. Emisiunea ta, această televiziune, va fi la un nivel la care nici măcar acum nu ne putem imagina. Doamne ajută, așa să fie. Răzvan, iubirea acționează în diferite domenii ale vieții. Mhm. Care este un alt domeniu despre care ai vrea să discutăm? Aș vrea să vorbim despre iubirea de oameni în general. Iubirea de oameni, știi, de când eram mic,
am avut o conexiune specială cu oamenii. Eram extrem de sensibil și mi-aduc aminte de când eram mic, părinții mei mă luau la petrecerile lor, tot timpul eram cu oameni mai mari. Mă simțeam un copil, că aveam câțiva ani, dar eram, mă simțeam un spirit bătrân oarecum, pentru că eram fascinat de oameni. Eram în stare să realmente să mă ascult într-un dulap și ore în șir, pur și simplu să ascult oameni, și mi-am dat seama că am o conexiune specială cu ei. Iar pentru faptul că eram atât de sensibil, automat prietenii din copilărie, deși iubesc foarte mult, mă judecau, alții voiau să mă bată și așa mai departe, pentru că era clar că sunt diferit. În schimb, am învățat să ascult oamenii, pur și simplu. Majoritatea oamenilor, Cornel, au nevoie de a fi ascultați, una dintre nevoile noastre principale. Și dacă te uiți la majoritatea oamenilor care au un conflict unii cu alții, pur și simplu nu se ascultă reciproc. Ne focusăm atât de mult pe nevoile noastre, încă nu învățăm să vedem lucrurile și din realitatea omului, din perspectiva omului cu care interacționăm, și se manifestă pe toate planurile existenței noastre. Relația cu prietenii, relația cu familia, relația cu partenerii de business, relația cu șeful, relația cu angajații, relația cu țara, că mă întrebai mai devreme de politică. Depinde foarte mult cum percepi oamenii. Am învățat că oamenii sunt ca niște flori, cum spuneam și mai devreme. Și da, bineînțeles, florile au și spini. Dar fermitate și tandrețe. Exact. Dar în momentul în care, ca la un trandafir, vezi, dacă vrei să vezi spinii, vezi doar spinii, corect? Și știu că îți pot face rău. Dacă vezi și acea floare minunată, acel trandafir, acel roșu sau alb, sau depinde de culoarea lui, care îți aduce bucurie în suflet, poți vedea și asta. Dar singura modalitate în care să poți vedea asta este să alegi să te focusezi pe asta. Să vezi frumusețea. Și eu cred că există o frumusețe divină, o frumusețe infinită în fiecare om. Să citesc ceva, că în timp ce vorbeai căutam ceva. Ai simțit ceva, da. Am simțit ceva. Fii atent aici ce scrie. Unul dintre mari scriitori, deși pregătire scolastică pescar, nu a fost mare, unul dintre mari scriitori ai Bibliei, Apostolul Petru, zice așa: de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Ce frumos! Exact la asta am ajuns. Știu, unii din oamenii care mă inspiră cel mai mult este Nelson Mandela, care a creat realmente un fenomen acolo unde englezii se omorau realmente. A fost oarecum un război civil, se omorau africanii de sud, cei care au fost acolo și cei care au colonizat. Și el a venit și a dat un mesaj unei țări întregi în care a spus: oamenii nu sunt programați să urască. Ca să urască, trebuie să fie învățat să urască, pentru că noi ne-am născut din iubire. Un copil, în momentul în care se naște, caută mama lui, acea iubire profundă, acea iubire supremă în care caută acea conexiune fantastică. Ulterior, în schimb, suntem programați, apar experiențe, suntem dezamăgiți, poate nu primim iubirea de la părinți și nu știu cum să ne dea, sau ne dau în modul pe care nu știm să le interpretăm, și atunci toate programările astea ne fac să ne schimbăm ceea ce suntem noi în interiorul nostru, iubire pură. Iubirea de oameni. Și dacă te dezamăgesc oamenii? Am ajuns într-un punct în care nu mă mai dezamăgesc oamenii. Sună foarte ciudat. Și nu pentru că n-am așteptări de la oameni, îmi dau seama că noi între noi apărăm în niște lanțuri. Și în momentul în care un om îmi face rău, nu văd răul pe care mi l-a făcut în momentul respectiv, ci încerc să văd mai presus de asta. Nu te superi pe piatra care te lovește, e cineva exact. În spate. Exact. Și de fapt eu nu văd omul și ce mi-a făcut, ci înțeleg care este mesajul pe care trebuie să primesc de aici. Ce trebuie să primesc eu din asta? Îți dau un exemplu, azi mi se vorbește despre asta, dar unul din liderii pe care am în jur e unul dintre oamenii care, culmea, mi-a făcut cel mai mult rău. Imaginează o persoană care am simțit că îi dau atât de multe lucruri frumoase și pe care am simțit să-l susțin și așa mai departe, și tot timpul m-a atacat public, în Facebook, în mai multe lucruri, și nu înțelegeam cum poți să dai iubire și să primești altceva. Iar în momentul respectiv mi-am dat seama că acea persoană m-a ajutat poate cel mai mult să cresc. Pentru că din toate experiențele respective, în plus, și eu greșeam față de el, pentru că știi, suntem atacați, atacăm înapoi, știi, suntem ca într-un ping-pong. Și asta m-a făcut în primul rând să învăț eu cum să nu mai reacționez la reacțiile oamenilor, pentru că oamenii reacționează din ce în interiorul lor, e o oglindă, practic, în care reacționezi. Și am învățat că oamenii reacționează într-un anumit fel, dacă întotdeauna reacțiile lor, dacă suntem foarte atenți, ne pot ajuta în evoluția noastră. Așa este, însă nu trebuie să fii atât de slab încât să nu ocolești la un moment dat teritoriul lezat.
ca și sângele. Când te-ai lovit undeva, sângele nu merge peste lovitura respectivă. O vreme colește. E un proces de vindecare. Nu înseamnă să fim masochiști în viața aceasta, ci pur și simplu să nu ne lăsăm stăpâniți de sentimentul de ură. Este cel mai prețios lucru, pentru că nu ne facem rău. Iar antidotul este iertare. Așa și iubirea necondiționată. Asta a fost prima mea etapă. Acum am ajuns într-o altă etapă și am avut la un moment dat o călătorie spirituală la Muntele Athos, unde mi-au venit multe mesaje de care aveam nevoie și, culmea, acum simt să mă duc în locurile unde am fost rănit. Și simt să mă duc acolo, pentru că acum le percep total diferit. Le văd atât de simplu, atât de clar, atât de cald, încă nu le mai percep ca pe suferință. Mi-am dat seama că suferința este calea noastră spre purificare. Gândește ca la sală. Sunt pasionat de sport și în doamna când mă duc la sală, încerc să dau totul la sală și evident mă dor brațele, mă doare musculatura. Adică, dar singura modalitate în care să obțin rezultate pe care le vreau cu corpul meu este să mă doară. Are sens? Și atunci ne mai văzând suferința ca pe suferință, nu mai vedem nici pe oamenii ca și cauza suferinței. Suntem doar niște teste, niște elemente care apar în jurul nostru. Cum scop. Mai avem puțin din emisiune și vreau să nu ratăm să vorbim despre încă două iubiri. Da. Da. Aș vrea să vorbesc despre iubirea de... Aș vrea să vorbesc despre iubirea de Dumnezeu. Deși e ciudat pentru mine cea mai importantă iubire, dar o să spun de ce am simțit să vorbesc înainte de ultima iubire, de iubire de Dumnezeu. Pentru că, pentru mine, Dumnezeu este... Nu văd Dumnezeu ca pe o anumită religie, nu văd din perspectiva unei religii, pentru că mi-am dat seama că știi, am călătorit în toată lumea, am cunoscut, am prieteni care sunt budiști, prieteni care sunt hindu, prieteni care sunt islamici, prieteni care sunt creștini, din absolut toate religiile și mi-am dat seama că n-ar fi corect ca Dumnezeu să ne să-l îngrădim într-o exact, să îngrădim. Anumită... Pe urmă, religiile sunt create din percepțiile oamenilor despre modul cum ei îl percep pe Dumnezeu. Eu îl văd pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu care ne iubește necondiționat. E un Dumnezeu care ne-a născut din iubirea Lui necondiționată. Îl văd pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu care nu ne-a adus aici ca să ne chinuim. De asta spun că nu văd suferințele ca pe suferințe, le văd ca pe teste ca noi să ne desăvârșim spiritual. Și îl văd ca pe un Dumnezeu care ne dă putere deplină fiecare dintre noi. Îl iubesc pe Dumnezeu și pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, mă iubesc și pe mine, evident, pentru că știu că sunt creația Lui și asta îmi dă și forță în mine. Pentru că am încredere în mine și El știu că îmi dă forța supremă. Orice vreau să fac, pot să fac. Doar că trebuie să trec prin teste ca să accesez puterea respectivă și pentru că eu cred în mine și știu că sunt un om, atunci cred și în tine și cred și în El și cred și în El pentru că știu că ne-a creat la fel și ne iubește la fel de mult și de frumos. Cred că Dumnezeu este calea. Cred că Dumnezeu este... iubirea. Îmi place că vorbești despre Dumnezeu cu atâta lejeritate într-o societate în care uneori pare desuet așa, să mai zici de Dumnezeu, de rugăciune, de chestii din astea. Așa suntem noi oamenii. Despre orice subiect pe care îl înțelegem, tindem să-l judecăm, pentru că e cea mai ușoară cale. În momentul în care nu înțelegem ceva, fie fugim, sunt diferiți oameni. Unii fug, pentru că se sperie de partea respectivă, alții atacă, iar alții se deschid și pur și simplu vor să înțeleagă. Pentru mine, știi, când aveam l-am simțit pe Dumnezeu cumva cea mai prima mea cunoaștere puternică a Lui a fost când a murit tatăl meu, știi, aveam 15 ani și imaginați că la momentul respectiv era prietenul meu cel mai bun, era mentorul meu, era omul care făceam tot împreună, l-am iubit atât de mult și îl iubesc în continuare, știu că el e undeva acolo și în momentul în care l-am pierdut, mă uitam în ochii lui când a dispărut, m-a durut atât de tare, știi, durerea supremă să pierzi o persoană de iubită. Nu, evident că nu aveam maturitatea spirituală să înțeleg ce se întâmplă, iar cumva la mormântarea lui eram ciudat, dar eram detașat, eram ca un spectator acolo, adică nu trăiam starea asta de suferință că l-am pierdut și atunci m-a lovit pentru prima oară că era de puternic lumina, pentru că tatăl meu era un om atât de amuzant, Cornel, era un om atât de iubit, era genul de om care venea într-o sală și misiunea lui era să facă pe toată lumea fericită. Asta era misiunea lui și... Semen cu el. Da, era mai amuzat, avea simțul umorului mult dezvoltat decât al meu și văd că mai avem 2-3 minute. O să vorbim și de ultima iubire, dar ca idee, la mormântarea lui am văzut realmente, dintr-un om obișnuit, știi, adică nu era un antreprenor de succes, nu era un speaker, nu era, adică era un pur și simplu un om într-un oraș mic, dar care își dedicase viața în a face oameni fericiți și am văzut sute de oameni care realmente spuneau povești despre el și despre modul cum le-a impactat viața și despre cât de amuzant și era. Și esențial este să lăsăm ceva frumos în urma noastră. Exact. Și atunci mi-a venit conexiunea cu Dumnezeu și am zis, wow, ce-ar fi ca cât sunt aici, să pot impacta viețile la cât mai mulți oameni. Ce înseamnă iubirea față de partener? Știi, trăiesc că
trăiesc un moment magic în viața mea. Toată viața am căutat iubirea aia supremă, iubirea aia divină, iubirea aia care te împlinește, iubirea aia care îți dă energie să poți cuceri o lume întreagă, un univers întreg. Și da, am găsit-o. Dar vezi, m-am pregătit pentru acea iubire. Am trecut prin experiențe frumoase și sunt recunoscător atât de mult pentru fiecare persoană care a apărut în viața mea de sex feminin, pentru că fiecare și-a pus cumva amprenta asupra și m-a ajutat să cresc. Iar la un moment dat, știi, acum când am început să înțeleg legea atracției și modul cum funcționează lucrurile, am făcut o listă. Și am descris persoana respectivă. Imaginați o listă cu 30-40 de puncte exact cum aș vrea să arate persoana respectivă. Iar acum 7-8 luni, mă țin minte, am găsit-o. Dar vezi, contextul nu era cel potrivit. Și am fost împreună un moment după care a trebuit să ne despărțim, iar acum oarecum a revenit în viața mea. Dacă ai idee, toată perioada asta am avut cele mai puternice teste de care aveam nevoie. Am învățat să iubesc un om necondiționat. Am învățat să iubesc un om atât de mult încât realmente să-i dau drumul să fie fericit în orice îl face pe el fericit. Și în momentul în care ajungi să iubești acea persoană dragă, acel partener de viață, nu pentru ceea ce ai tu nevoie, ci pentru ceea ce are el nevoie, oh, Doamne, ce poate însemna iubirea. Cât de profundă e, cât de... E tot. Îți mulțumesc foarte mult, Răzvan, pentru această seară plină de iubire. Ne-ai purtat pe aripile iubirii și am prins din zbor câteva elemente esențiale. Îți doresc să transmiți mai departe acest sentiment unic în relația ta de business, în relația ta cu oameni, în relația ta de cuplu și în relația ta cu Dumnezeu. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră, dragi prieteni. Sunt Cornel Dărvășan, vă aștept în fiecare seară la 9 la știrea cea bună. La revedere! Mulțumesc, Cornel!